Asteniile de primăvară sunt o normalitate biologică după ieșirea din anotimpul alb, iar recreerea în aer liber, în special în parcuri, reprezintă o modalitate de ameliorare și eliminare elegantă a încordării și grijilor zilnice. La Târgoviște însă, municipiul doar cu pretenții europene pentru această formă de petrecere a timpului liber și de stindere, cel mai căutat este Parcul Chindia, în cea mai mare parte natural, situat lângă monumentele istorice de la complexul Curtea Domnească, pe terasa dreaptă a Iazului Morilor și râului Ialomița, un loc deseori admirat de vizitatori și turiști. Ne aflăm în Parcul Chindia, în fața unei ruine ajunsă în această stare deplorabilă după 89. Parc care poartă numele simbolic al turnului de lângă monumentele Curții Domnești care se află în apropiere și care se află situat pe terasa înaltă a Iazului Morilor și râului Ialomița. Din păcate însă și aici, ca aproape peste tot în Târgoviștea primarului Gabriel Boriga, lucrurile au fost lăsate de izbeliște. Parcul Chindia în ansamblu are mai multe puncte care revoltă și enervează decât bine dispun. Chiar de la intrarea dinspre stadionul municipal, te întâmpină maldere de gunoaie în zona fostului ștrand, alături de gropile din alei, plină cu noroaie, depinde de vreme, care au apărut ca o salvă și la intrarea principală din Calea Domnească. Nici parcul n-a fost ferit de ruine, ca întregul municipiu, hecatombe devenită pericol public. Vorbind despre fostul teatru de vară și fostul restaurant Brotăcei, ba că se renovează, ba că se lucrează, singura certitudine e că au fost abandonate și au devenit focare periculoase de infecție pentru vizitatori, prin faptul că sunt astăzi WC-uri publice permanente și depozite de mizerii. Ne întrebăm de ce nu se autosesizează Direcția de Sănătate Publică, de ce nu intervine pentru închiderea sau izolarea acestora, repetăm, pericole publice. Lacul Chindia, la care s-au cheltuit alți bani publici, pentru decolmatare aparentă a fost văduvit și de dalele de beton care îi protejau malurile. Cu ce rost s-a montat o plasă metalică nesemnificativă și fără efect? Aleea care îl înconjoară este vai de ea, ba cu piatră cubică improvizată, ba cu sectoare de asfalt și poteci. Aleea asta ar putea primarul să o asfalteze, să ne bucurăm și noi de lacul ăsta. Nu e frumos. Nu este frumos, da. Trebuia să repare, să intereseze și ei. Să intereseze puțin. Că nu s-a interesat. Noi nu avem ce să facem. Noi ne dăm... Bodica asta e de vine. Se pot remedia cu eforturi relativ mici. Nu sunt necesar prea multe fonduri și pentru curățenie.